Să plângeți. Cuvântul ne spune să plângem cu cei ce plâng. Dar vreau să vă mângâi inimile cu ceea ce spune Pavel în prima lui epistolă, capitolul 4. Și ascultați ce spune Dumnezeu prin gura lui. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și o zice, credem că îl va duce și pe Cornel. Amin? Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți, împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Mulțumim. Și mă rog aceste cuvinte să rămână ca o mângâiere pentru voi. Cornel nu a murit, a adormit doar. Și asta pentru o vreme. Cornel, la trâmbița aceea, când glasul Domnului Iisus se va auzi, pământul ăsta își va da înapoi pe toți cei morți în Hristos. Pe toți cei care au avut nădejde și au nădejde în Domnul Iisus Hristos. Pentru Cornel nu-i spunem adio. Pentru că adio e ca și când nu te-ai mai întâlnit niciodată cu el. Lui Cornel îi spunem la revedere. Îmi doresc ca gândul acesta să aline și să mângâie sufletele voastre. Când imaginea se va estompa, când oamenii vor pleca de lângă voi, vreau să vă aduc aminte că cel ce va rămâne lângă voi e Dumnezeu. Cu toată bunătatea și cu toată credincioșia Lui. De aceea spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și în mijlocul acestui necaz și la sfârșitul acestui serviciu de înmormântare, doresc ca fratele Sandu să ne conducă în această rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Mulțumim, Doamne, pentru pâinea care astăzi ne-ai împărțit-o din cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, că Te-ai îngrijit și ai săturat sufletele noastre a fiecăruia. Mulțumim, Doamne, că ai hotărât o zi de cercetare pentru fiecare din noi în această zi. Mulțumim, Doamne, și credem, pentru că Duhul Tău cel Sfânt ne-a vorbit la fiecare. Mulțumesc, Doamne, pentru toate deciziile care s-au luat în taină astăzi. Și pentru că, Toma, Doamne, de aducem aminte și mâine prin Harul Tău vom sărbători această sărbătoare, a cerut semn. Mulțumim, Doamne, că Tu ai lăsat semne pe pagina Scripturii în multe locuri. Și vei lăsa și un semn la lucrarea aceasta de astăzi, pentru că nu-i lucrarea noastră, nu-i lucrarea nici unei biserici, este lucrarea Ta, Doamne Dumnezeule. Și Tu vei lăsa semn la lucrarea aceasta, că vei străpunge inimi și oamenii vor lua decizii pentru a se împăca cu Tine, pentru a sluji Ție, pentru a dovedi că astăzi, Doamne, le-ai vorbit și au ales să Te slujească pe Tine. Mulțumim, Doamne! Și Te glorificăm și încredințăm, Doamne, în continuare lucrarea Ta în zona aceasta. Încredințăm, Doamne, orice loc unde se cheamă numele Tău, în orice biserică unde copiii se adună numele Tău și cheamă numele Tău. Doamne, Tu ai promis că dai binecuvântarea, fie și rămână binecuvântarea Ta. Și toate locuri unde este chemat numele Tău, Doamne, să fie niște oaze unde sufletele noastre să primească o dignă și să se încreadă în Tine. Ne încredințăm, Doamne, în continuare mâna și brațul Tău și dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în continuare la ale noastre pe tot. Și îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm, ajută-ne să ne sfârșim cu toți alergarea, Doamne, acolo sus, la Tine slavă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui din cerul și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi. Haideți să vorbim.